Hei, hey, salutare tuturor! Astăzi avem update nou la CSI și cred că încet, încet, în sfârșit începem și noi să mergem către partea aia jocului pe care vrem cu toții să o jucăm. Adică, deja jocul a ieșit, a fost groaznic, de Cheater, nu mai vorbesc toată lumea, știe cât de nasol este. Și cu toate astea avem astăzi un mic update și ușor, ușor ne îndreptăm spre unde ar trebui să... Film. Deci, înainte de toate, vreau să zic că am citit un pic așa despre update de deci, citări, nu știm încă nimic, evident, toată lumea se uită uh, la starea jocului și cât de groaznic e și toată lumea vrea ca Valve să facă în sfârșit naibii ceva, dar din păcate încă nimic, deci asta ca să trecem de să adresăm elefantul din cameră pentru că la asta o să se gândească toată lumea, dar până una alta, măcar să știm că se lucrează la joc și faptul că avem și noi update-uri unde uh, jocul e îmbunătățit, cum zice și aici, quality of life improvements, adică îmbunătățiri pentru calitatea vieții, uh, o să avem Mă rog, niște update-uri micuțe la fiecare parte a jocului, cum zic și ăștia, de la hărți, la interfață, la gameplay. Prima dată și prima dată, cel mai simplu lucru pe care putem să-l zicem e faptul că acum poți să ții arma pe mâna stângă și poți să schimbi aparent, hași, după hași schimbi cum tii ți... arma. Chestia asta poate să ajute și ca gameplay mai mult decât ca estetic, nu știu, poate, habar n -am poate să te ajute să vezi un pic mai bine. Noi trăim și vedem oricum. Acum de asemenea s-a schimbat și interfața, acum poți să vezi ce s-a dropat, poți să vezi cât câștigi minimum runda următoare, ceea ce e foarte bine. Apoi, bine, faza e că nu o să stau să trec prin toate update-urile, dacă vreți puteți să intrați și voi că le aveți undeva pe aici erau, da, uitați aici, Release Note, intrați și citiți toate update-urile, dacă vreți, nu stau să trec peste fiecare, dar totuși vreau să vorbesc un pic de chestia asta, pentru că mi se pare interesant că ei au stat să prioritizeze uh, faptul că nu poți să tragi cu mâna stângă, în loc să facă ceva legat de citări, deși probabil că nu fac ceva legat de citări, pentru că încă nu au un răspuns bun la asta, adică cei de la Riot, Uh, au folosit un uh, anticid destul de... nu știu cum să zic... invasive, nu vine în română, înțelegeți voi la ce mă refer, care îți acaparează calculatorul din lipsa unui termen mai bun. Știu că nu e cel mai bun termen, dar în momentul de față chiar nu vine unul mai bun. Uh, dar probabil că o să mă corectați voi. Oricum, uh, mi se pare fascinant ce au ales să facă întâi de toate și uitați o chestie unde efectiv nu am ghicit, pentru că cei cu care am mai vorbit știu că eu îmi puneam banii pe Tascan, că o să se bage Tascan următoarea hartă la premier și după cum majoritatea ziceau că Mirage o, să, sco o să se scoată pentru că e veche sau că trebuie să facă update, upgrade... I don't know, nu știu exact care au fost astea, eu nu am avut o opinie legată de ce hartă o să se scoată, eu doar credeam că o să se bage Tascan, și am greșit și eu și voi, adică cei cu care am vorbit, nu, mă rog, pentru s-a scos overpass și s-a băgat Das 2. Nu știu care, cum, de unde și de ce. Și, a, și acum este și în Active Duty, deci acum toate suvenirurile de pe DAS 2 să scadăm în preț, pentru că iar să pice suvenirul pe DAS 2. Cine s-ar fi gândit că DAS 2 o să mai întoarcă vreodată în pro play in active duty, nu știu, dar da, e, e fascinantă chestia asta și de fapt hai să ne uităm un pic și la release notes, le avem aici, nu stau să le citesc pe toate, dar să ne uităm așa în mare. ha, uh, da, astea... Ok. View model, da. Mare parte legat de ce am și vorbit noi, au schimbat un pic prețurile la kill-uri, adică a fost nărfat xm -ul. pentru cei care au văzut ultimele live-uri. Știu că începuse să-mi placă puțin ca mult xm dar totuși 900 de dolari era broken. Mi se pare perfect normal să scadă de la 900 la 600. E mai balansat, să zicem așa, pentru că eu mă duceam cu XM într-o rundă. Pe XM dăteam 2000... 100, doamne 2000, 2000, și făceam, dacă făceam 3, 3 kg cu el, 2700, fantastic ce pot să zic. Zeus acum faci 100 de dolari de la 0, ceea ce mi se pare logic, adică până și cu AVP-ul faci 100, și de la CZ de la 100 la 300, ceea ce e interesant pentru că nu știam încă faci doar 100 cu CZ-ul, nici nu l-am jucat foarte mult. Uh, și avem increase movement speed cu Zeus și adjusted de atac, că un bănuiesc că au dat fix la raza de atac, altfel nu pot să îmi imagine la ce se referă asta. Uh, au... I... Ah, da, acum dacă te uiți în joc la arme poți să vezi ce sunt, adică minimul nu mai trebuie să stai să ții, să ții minte flow-ul ca să vezi. Uh, deci au făcut, după cum am zis, la Interfața, au făcut schimbări din toate porțile, ceea ce nu e rău deloc. Asta mi se pare fantastică. Când am citit chestia asta, m-am trezit de dimineață și am citit chestia asta și am zis A? Ce? Nu, 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 nu e nu e corect, nu înțeleg de ce tocmai Overpass și de ce tocmai dust doi Adică, că e fain, 2 e o hartă favorită a fanilor. Nu pot să zic că e cea mai plăcut de jucat, dar e fain, înțeleg, dar de ce Overpass? Adică cu cât stau și mă gândesc mai mult, cu atât mă gândesc, da, adică mi aș ceva timp. Inferno, poate, oricum nu prea suportă lumea harta aia. Da. Ai de capul meu, baggage asta, n, nicio, n nu știu care e harta asta, e Inferno, Văd că și infernul s-a schimbat uh, un pic și s-au rezolvat baguri și exploituri pe Overpass, Duke Vertigo, mira și Office. Pocat că nu s-a rezolvat și problema cu citării, dar e, minor performance improvements, bun. Și pe urmă avem la arme ultimele, din ultimul case, văd că au făcut update la textură la AK Inheritance și Corrected Ambient Occlusion Texture cu Jobbreaker. Ok, aparent cred că erau ceva baguri cu CPU ul Geo-Breaker uh, S-a adăugat un Overwatch System to enable match demo review by trusted partners. Și chestia asta, o să zic că, într-adevăr, uh, Ajută un pic împotriva citărilor, dar nu o să înceteze eu când dau... Bine, cred că trebuia să fiu mai explicit, că n-am vorbit deloc de Overwatch. În primul rând, când era Overwatch activ pe CSGO, eu nici măcar nu eram așa de interesat de joc. Am o idee așa cum funcționează, știu că anumiți player pot să dea review la demo-uri și la gameplay-uri de și să decidă dacă folosesc sau nu coduri, dar ideea e că aș vrea să se facă ceva in game, adică de asta am și zis mai devreme de un anticit, nu de ceva ca overwatch, dar deci, cred că trebuia să fi menționat și asta, măcar pentru că nu e ca și cum a citesc prima oară, am citit chestia asta doar că nu mi-a intrat în cap, pentru că eram cu gândul la... Ah, deci nu avem mai anticit și da știi băgat în locul la overpass, acum poți să tragi cu una stângă și avem câteva bug, avem mai puține baguri în sfârșit. Acum sunt de asemenea și Stickerele, capsulele și chestiile de la Major sunt reduse cu 75%, ceea ce e drăguț, nu știu dacă o să cumpăr prea multe, pentru că asta, asta e o investiție de ani buni, adică poate o să bag și eu undeva la 20, 30, 40 de euro, dar mai mult nu, nu e o șansă sau uh, habar n-am. Așa, uh, brightness window modes, ok. Um, you pe okay. Da, cam asta. Vreau să văd la mix dacă e ceva așa mai important pentru că imediat ce am văzut o vorbaci, am zis ia yeah, și sure, asta trebuie să... O adresez oricum Mă, cam asta ar fi Adică, cum auzi și ei E un small update, dar e un update bun Și mă bucur că fac update-uri de-astea mici Pentru că asta înseamnă că ei în sfârșit uh, Lucrează la joc Adică mai mult decât Hai să facem un update, să luăm bani Lucrează la joc pentru joc să zic așa Fac update-uri, încearcă să repare bug-uri Dar au băgat over, Aceasta înseamnă că și Sunt conștienți de problemele pe care le au cu citării Și să sperăm că Pe viitor or să facă ceva în legătură cu asta Și faptul că a revenit uh, uh, Das 2, nu știu, îmi pune un semn de întrebare pentru că, într-adevăr, am auzit comunitatea plângându-se de faptul că das 2 nu este în premier, în modul premier, dar nu mă gândeam că o să-l bage și nu mă gândeam că o să scoată overwatch. Mă gândeam eventual să mai facă un dă la în plus, dacă e să zicem, să fi. Dacă ar fi fost să mă fi gândit că se bagă Dust, nu m-am gândit, nu și m-am și gândit vreodată că se scoate overwatch. Over... Overpass bine, numai că le-am făcut praf prea multe cu over. Bun, oameni buni, asta ar fi cam tot pentru clipul de astăzi, doar voiam să vorbesc un pic. Vreau să vă și opinia voastră și bafta la jocuri, hai să ne auzim cu bine.